Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Bună dimineața! Bună dimineața! Nu e glumă deloc cu facturile la ce curent, la gaz. E nenorocire. Sunt oamenii, încep să gândească din ce în ce mai mult la economii. Cred că ar trebui să facem o rubrică cum poți să economisești energia aia electrică. Sigur, prima metodă este să închizi tot din casă. Dar sunt și unele decizii care nu par de eficiente. Adică mai țineți minte pe domnul Falcă, Gheorghe Falcă, domnul cu fața întinsă așa. Da. Domnul Falcă, cred că când și-a făcut operațiile estetice... Și-a făcut operații estetice? No. Eu credeam că așa s-a... Așa arată dânsul, da. Nu? Cred că, de fapt, operațiile estetice ale dânsului sunt... I-au luat pielea din partea asta de pe ceafă, l-au strâns așa, I-au luat pielea din spate și au făcut o coc. Da, exact. Știi? Cum e aia cu părinții care se duc cu fetița la... se duc fetița la doctor și... se plâng că are trăsături de chinezoaică. Și cum e posibil așa ceva, că eu sunt blond, ea e blondă, n-avem niciun chinez în familie. Mai dați-i drumul la codițe. Așa e și domnul Falcă. Deci domnul Falcă, acum e europarlamentar, a fost primar. Să trăiți, e simpatic, o mai tachinăm, mă rog, în fine. A trecut pe la mămica în vizită. Așa. Și mămica și dânsa, adică doamna, stresată cu prețurile, și domnul Falcă a zis că doamna face economii la curent. Din două becuri pe care le are în baie, nu mai folosește decât unul. Bun, la treia curent, 50%. Factura destul de mare. Și acum aș vrea să îi spun domnului Falcă și mămixii că nu, adică aia cu becul nu aia rezolvă. Bun, sigur, e bine decât eu să... Eu început. Da, mă, câte un bec. Băi, așa se ajunge. Deci dacă nu e un bec cu incandescență, eu nu cred că mai există becuri cu incandescență care să fie folosite. Că nu se mai fabrică de mulți ani și nu cred. Eu am două. Cum mai e bec cu incandescență? La ușă, la intrare, am unul afară. Îl ții stins întotdeauna. Foarte rar îl aprind. Poate așa. Când sună la ușă și... nu sună nimeni. La după hol. Așa. Bă, da, l-ai de 10 ani. Și la ușă, da. Are mai cumpărat două după Revoluție. Ăla e de 11 ani acolo. De 11 ani. Și la ușă, pădii dinuntru. Așa. Am de ăla de 40 de vasti tip lumânare, e greu, e complicat. E complicat. Și el e foarte bun acolo. Deci un bec cu incandescență consumă cât... Filament. Cu filament, da. Și consumă pe balcon am unul, tot de 40. La aceeași putere cât 5 becuri cu LED. Dar nu le prea aprind, adică asta e ideea. De-aia nu le-am schimbat, de-aia și rezistă de 11 ani. Da, bun, dar în baie, doamna, presupun că ar folosi cu adevărat becurile alea, adică, da. Nu știu, mă gândesc. Măcar de 60 de bați ar trebui, deci dacă sunt filament. Dacă ai bec cu LED, adică un bec echivalent cu 100 de vați cu filament, cu incandescență, cum era 6. Pe vremuri, nu, probabil că vreo 10-12 vați. Uh-huh. Aș zice un bec, un LED acum. Deci nu de acolo faci economiile. Consumul mare vine de la altele. Cine să are... la Lighean, să da asta. Da, sunt, uite, zilele trecute eram la un magazin de ăsta de bricolaj și a venit o doamnă, m-a întrebat unde cumpără ea un convertor să dea căldură. Și doamna căuta un convector. Și era o doamnă în vârstă, era disperată biata de ea, pentru că stătea într-o casă, adică locuiește într-o casă undeva lângă București, unde nu avea gaze, nu și-a pus gaze. Uh-huh. Și încălzirea electrică, e pe electricitate. Și consumă de rupere. Este disperată că ea consumă 2000 de kW pe lună și acum nu are ce să facă, pentru că, sigur, evident, n-are cum să se încadreze în media aia de 255 de kW. Acolo sunt problemele reale. Da, da. Și planul dânsei era să-și ia un convector de ăsta, nici nu știa cum se cheamă, și să stea închisă într-o cameră cu el toată iarna. Nu cred că are vreo șansă să nu depășească 255 de kW, chiar dacă are un singur convector, cu ce Dumnezeu lui mai are acolo. Deci de aici vin consumurile mari. Sau sunt oameni care au hidrofor, pompă, pentru că se alimentează din puțul propriu și pornește pompa aia de fiecare dată când trebuie să... când pornesc apa sau când trag apa la WC-ul sau când spală vasele sau... Adică de acolo sunt consumurile mari. Și vin facturi foarte mari. Nu prea e ce face în cazul de genul ăsta. Da, acolo este nenorocire, știi? Și guvernul a spus, bun, nici guvernul nu poate să subvenționeze chiar tot. Adică nu poate să compenseze chiar tot, evident. Dar a mai și scăzut pragul acum. De la 300 la 255 de kW medie lunară pe un an întreg. Vara, hai să zicem că, na, scap de încălzirea respectivă. Dar altfel este foarte dificil. Am dat de o discuție pe... Deci hai să facem așa. Sunați-ne, uite, sunați-ne acum la 0372069599. Căutăm cea mai mare factură de curent.
venită în ultima lună, în ultimele luni. Care e cea mai mare factură de curent și de ce a venit atât de mult și ce aveți de gând să faceți? Adică cum puteți să controlați asta? Pentru că o să vină facturi uriașe pentru cei care depășesc acest plafon și cred că sunt mulți. Guvernul tot spune, a, nu, că sunt jumătate dintre români au, nu știu, 50 de kW pe lună sau nu știu, e o proporție, tot o bagă în față. Păi, da, dar sunt oameni care depășesc valorile astea. Deci 0372069599, cea mai mare factură de curent. Am dat peste o discuție pe Reddit, atât mai spun, da, văd că sună lumea. E și complicat să înțelegi factura aia de electricitate. Sincer, eu sunt, bun, n-am profesat niciodată, bă, dar sunt inginer electrotehnist. Bă, mă uit camâța în calendar la factura aia, trebuie să mă apuc să studiez cu adevărat ce Dumnezeului scrie în factura respectivă. Și oamenii nu nimeni înțeleg. Nu înțelege. Discuție pe Reddit. Zice cineva, a venit factura la Enel pentru 1 iulie 31 august. Total consum 493 de kW. Total de plată 820. Suma compensată 22 de lei. Nu înțeleg cum se aplică plafonul. Dacă iau media lunară 246 de kW, mă încadrez. Altcineva, mi-a venit pe perioada de facturare iulie-august 1300 de lei, 663 de kW. Altcineva, pe aceeași perioadă, 899 de kW, puțin peste 1700 de lei. Eu nu înțeleg care e până la urmă prețul pe kW. Mi-au zis că ar fi 1,5 și oricum aș face socoteala, tot nu-mi dă 1700. Deci nici nu înțelegem cum se calculează și vin prețuri mari, nu știi la ce să te aștepți, asta este problema. Deci tu crezi că ești într-un consum cât de cât rezonabil, civilizat, sau zici, bun, o să depășesc puțin. Bum, și-ți vine o factură de-asta, 1700 de lei. Bă, vorba aia, faci tot pe piept. Adică, și ce Dumnezeului poți să faci? Că dacă stingi un bec în baie, nu cred că scazi de la 1700 de kW pe lună la 254. 0372069599, am vorbit foarte mult, da? Cea mai mare factură și ce faceți? Vorbim imediat. Foarte multe mesaje de la ascultătorii noștri, da, cu facturi mari. Am primit... Și unele sunt absolut șocante, deci ceva îngrijitor. Da, am primit chiar și o fotografie de la o factură proaspătă de 2500 de lei. Mie mi se pare uluitor pentru un consumator casnic, da, un asemenea cost. Și uite, ne scrie Daniel, zice, stau în aceeași curte cu mama mea și avem ambii și hidrofor și boilere pentru apa caldă. În rest, toate electrocasnicele sunt clasa A, becuri LED peste tot și totuși ajungem la un consum de aproape 800 de kW pe lună. Da. Deci dacă nu ne mutam la hidroelectrica, unde plătesc 550-600 de lei pe lună, de cealaltă plătește. Da. Da? Hidrofor... Costul ar fi fost de aproape 2000 de lei la celelalte. Hidroforul și boilerele, da. Da. Hai să vedem. George e cu noi deja. Bună dimineața. Bună, George. Bună dimineața. Bogdan sunt. Salut, Bogdan. Scuze. Da, Bogdan, iartă-mă. Bogdan, da, bine ai venit, Bogdan. Ești binevenit. Bogdan, salut. Bine v-am găsit. Bună. Locuiesc în Ilfov, la o casă, pe pământ. Unde a trebuit să plătesc o căruță de bani ca să trag curent. Da. Bineînțeles că n-am mai avut bani și de gaze, care erau foarte, foarte departe și trebuie să aduc o întreagă magistrală. Prin urmare, am făcut totul electric la casă, inclusiv încălzire. Da. Dar, în perioada de vară, când nu folosesc încălzirea, o familie de doi adulți și un copil mic consumă mult mai mult de acei 300 de kW/h cât era plafonul lunar în varianta inițială a acelei ordonante, pe care domnul ministru aseară invitat la dumneavoastră o susține cu tărie oficial. De oficial, dumnealui recomandă, și mie mi-a făcut asta, recomandă mutarea la un alt furnizor de electricitate, ceea ce nu e neapărat un lucru rău. Da. Dar nu asta trebuie să facă populația astea, să se mute de la unul la altul. Da? Da. Și așa numită ordonanță pentru sprijinirea. Există cuvântul ăsta în titlul acelei ordonanțe. Mie mi-a dublat practic facturile. Da. A băgat bani în buzunarul familiei mele, luând bani, lucru pentru care am de gând să-i chem în instanță. Pe guvern. Nu știu ce șanse am să dau guvernul României în judecată. Mi-e teamă că o să pierzi. Poți să dai pe oricine în judecată. Mi-e teamă că o să pierzi bani, timp. Ce ai de gând să faci? Da, pe scurt, spune-mi ce te gândești să faci. Teama. Nu poți să trăiesc cu teama asta, pentru că altfel ne numim animale, nu mai ne numim oameni, răcurațiune, da? Da. Ce ai de gând să faci? Ai vreo idee? Păi, în primul rând, m-am adresat Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, pentru că cei care folosesc energie din gaze nu au niciun plafon,
Da? Nicio valoare de consum limită în care trebuie să se încadreze pentru a beneficia de plafonare și de sprijin, pe când cei care folosesc, iată, energie electrică și pentru încălzire au un plafon. Am înțeles. Mulțumesc, Bogdan. Încercăm să luăm cât mai multe telefoane. Mulțumim. Liviu, bună dimineața. Ah, l-am pierdut pe Liviu. Bianca, ești în direct. Bună, Bianca. Bună dimineața. Bună dimineața. Noi avem o casă de 150 de metri pătrați în Dima Rămureș. Da. Bun, ca și domnul dinainte, ne avem totul pe electric. Totul pe electric, dar acolo lumea are încălzire pe lemne foarte mult. De ce n-ați ales lemnele? Pentru că ajungi la același cost. Ok. Sau undeva sus pe deal și e mai complicat. E mai complicat. Atunci nu mă pricep. Sincer, nu mă pricep să tai lemne. Și câți kilovați, consumați voi acolo, pe lună? Pe timp de iarnă, cam 1100 maxim de kilovați. Ce ai de gând să faci? Și vara cam 300. Ce ai de gând să faci? Sau mai puțin. De exemplu, acum avem 300 de kilovați pe două luni. Și ce ai de gând să faci? Ce am de gând să fac? Am făcut o șmecherie, am trimis contorul, a verificat că am avut 6000 de kilovați pe regularizare. Mi-a venit în iunie. Și valoarea facturii este de 6000 de lei, bineînțeles. Și atunci am trimis contorul la verificat. Este de două luni, așa că suma mi-a rămas blocată. În continuare, habar n-am. Nu știu ce o să fac. O să iau un credit, habar n-am. Îți ținem pumnii. Mulțumim, Bianca. Bun. Numele meu este Dorin din București. Consumul meu mediu lunar este de aproximativ 600 de kilovați. Consumul este cumva evident datorită faptului că am o mașină plug-in pe care o încarc zilnic. Întrebarea mea pentru guvernanți ar fi: ce fac? Revin la consumul de combustibil termic? Sau ne fac o lege specială pentru cei cu mașini electrice, pentru că au susținut vânzările de mașini electrice, ca să putem și noi să conducem în continuare folosind curent electric? Da, iată o problemă reală. Asta funcționează așa, mașina are o baterie, pentru cei care nu au mașini electrice, mașina are o baterie, are o capacitate. Uh-huh. Cât are ea? Nu știu, 20, 100, 50 de kilovați. Sigur că nu consum tot, nu duci la 0-0, dar dacă ai de încărcat 20 de kilovați, o bagi în priză și mașina stă până când îți consumă cei 20 de kilovați. Dacă faci asta, nu știu, zilnic... Zilnic ai o problemă. Asta este problema. Nicolae, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Acum 2 ani mi-am schimbat sistemul de încălzire, mi-am pus o pompă de căldură ca să fac economie, atunci curent era foarte ieftin, undeva la vreo 300 de lei pe medie, pe lună, pe an. S-a scumpit curentul, am ajuns la 1000 și ceva de lei pe lună, pe an. Acum, cu noile prețuri, ies undeva la vreo 2000 și ceva de lei pe lună, pe an, adică înseamnă vreo 25-30 de mii de lei. În salariul mi-am pus panouri. Da. Stau de 3 luni de zile ca să mă branșeze, am pierdut toată vara, că am zis că nu. Câștig și eu vara asta niște kilovați ca să mă compensez cu ei la iarnă. Băi, ce porcărie asta, într-adevăr, stai, se mișcă atât de greu. Suntem în 14 septembrie și din 13 iunie încă nu sunt branșat, nu pot să folosesc panourile, stau pe casă, nu produc nimic. Asta cu panourile este o idee bună pentru cine are banii. Că la femeie acum înțeleg că se așteaptă și câțiva ani ca să-ți monteze și cine are bani să-și instaleze, mă rog, cred că e o idee bună, dar durează foarte mult. A fost vorba de cea mai mare factură, ca să încheiem, și am primit un mesaj de la Mirel cu fotografie. Factură de 9900 de lei, ce-i drept e o regularizare pe perioada decembrie-mai, dar oricum. Da. Dacă a venit regularizarea acum pe tarifele noi... Băi, chestia asta este încă o dată, e înspăimântător. Pentru că plătești mult, nu prea înțelegi factura. Și după aceea, după 3 luni sau 6 luni, vine una și te dă pe spate. Ce se întâmplă? De unde? Și cum poți să te pregătești pentru asta? Că brusc ai o cheltuială, uite, de 9000 de lei. De unde scoți banii ăștia? Cum faci? Credit. Psiholog. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.